Revin aici la livadă. Deci în final pe camion am 3 cu probleme. Că unul din ei avea regină, eu am zis că 4 am, dar în final au fost decât 3. Și acum uite, aia e cutie din aia de pe camion, știți că are tunelul așa afară. Și aveam pasta aici care am avut-o în friguri de roire, acum gata și a revenit. Adică a zis o familie care a fost slabă ca să o iau eu la cules la rapiță. Și acum dacă s-a făcut și ea frumoasă, o iau mai departe la tei. Uite, are puiețel frumos. Asta e puietul ei. O transvazăm. Pentru că cutia asta nu se potrivește la camion acolo. Ia, polen. Și a băgat polen. Uite ce a însemnat că am avut ploi. Și a băgat polen, puiet. Asta e ce pui larvar. La carte. Ia uite, toată rama pui larvar, îl căpăcește acum. Asta aici e căpăcit. Uite și regina pacii. Mă, vrei să te marchez? Las-o așa nemarcată. Mă? O las-o așa. Așa, iese. Da, e plin de albine, deci are 20 de rame de albine. Bine că l-am scos din friguri. Ia uite ce polen și-a adunat. Ia uitați-vă. Ce a însemnat că am avut ploi. Ia uitați, o ramă plină de polen. N-am avut eu așa ceva, mă. Deci în primăvară. Așa, ia să dau eu cutia asta. Uitați, mai iau o ramă. Ia uite frumusețe aici, poftă. Ia uite. Și-o dau pe asta la o parte. Punem pasul. Aici o ramă goală care am pus, uite băi, toată larvar. Și a vrut să o opă rama asta albă. Bravo! Aici sunt pătireașe, da. Nu sunt o oată. Are și rezervă de miere. O, ce e, ce plină asta de miere. Plină, plină. Și eu iau, mă, sau să eu pun? Că avea și pasta prima din partea asta. Mai bine dă o ramă la o oată. Mai dă o ramă la o oată. Asta dacă le urc în cap. Asta am văzut că are puiet cam mult. Și mă gândesc că poate iau o ramă de puiet. Că eu mai am unul aici. Care și pe ăsta vreau să-l pun pe camion. Să văd cât puiet are, să-l echilibrez puțin. Să echilibrăm, că ăla mi se pare prea puternic. Văd eu ăsta cum e. Păi
și ăsta aici puiețel. La prima ramă avea păstură și miere. Uite ce plin de puiel arvar, îl căpăcește acum. E bine așa. Ah, Regina e aici. Se cheamă și Regina. Ia uite și asta ce și-a băgat polen aici. Asta face ploaia ta. Dacă ploaie, toate floricele dă pole. Acum la pe vremea asta n-aveam boabă de pole. Ia uite și aici, prea puțin puiet, larvar și în restul pole. Aici puțin larvar. Nu uit pe aici, dar nu e, nu e ouat. Regina, de ce n-a venit? N-a avut. Nu mai poate. Și a venit aici, pe rama asta. Aici e larvar, pe rama asta larvar. Eu zic să-l mai ajut cu o ramă de puiesc căpățit. Chiar două. Fac de lecules. Uite, aici are puiet, are și miere. Așa, albina are destulă, mai am un cutie albina. Hai să-i mai dau de la ăsta, de lângă, dar să-i mai dau o ramă de puiet. Ăsta oricum rămâne aceea pe loc, ăsta nu-l iau la cules. Ia uite, trebuie ramă și lua ăsta. Ce faci, bă, tată, bă? Okay. Asta a rămas cu diafragmă de asta vară. Ia mă să vede. A rămas cu diafragma de polistiren. El are și de asta groasă, nici nu poate să roadă. Hai mă să te-o scurt. Ia uite și albinuță tânără. Să-i luăm o ramă de puiede. Asta e clozat, era bun asta, da. A cui prea.
asta de-abia l-a căpățit acum. Și aici o oac. Dacă n-am ce să iau. Aici are polen. Mai mult puiete pe rama care trebuie să eclozeze. A, și eu iau pas. Trebuie să eclozeze puietul ăsta pe o parte și pe alta. Băgăm asta aici. Așa. Asta-i dau o ramă la ouat. Uite așa, o ramă bună de ouat. O bag aici. Asta e donator acum, mai donează și el așa, pui. Așa, și acum, ce mai fac? Merg la ăsta aici. Așa. Tot mai vreau să-l ajut pe ăsta, să-l fac eu de cules. Ăsta are mult puiet, foarte mult puiet. Și ia o ramă la asta. Aici pe undeva era. O ramă plină. Asta are 20 de rame de albine, asta are catul plin. E ajunge. Ia, uite asta. A, uite ce ești. A, uite ce ești. O dăm lui ăla. Echilibrăm situația. Uite așa. Și uite, în felul ăsta mai mi-am făcut 2 stup de cules. Așa, îi pun gratia Hahnemann. Și mai am eu aceea câțiva stup, poate mai încropez să-i mai dau vreo 2 rame de cuie. Ca să-l fac și pe el de cules, uite așa. Asta e o ramă care-i rămăsese jos. Îi
aici. Mai am albina din cutie. Telefon, mamă, ăla-i dușmanul, pe el, pe el. De când ăsta-l las așa, că vreau să-i mai dau. Îi mai dau rame de puiet aici. Uite pe telefon. Iar lui ăsta i-am luat o ramă de aici. Îi dăm una bună de ouă. Încă una. Deci am dat două rame la o oată, are 2 litri acolo. Punem catul. Ia să vedem aici. Nu știu, are puiet aici sau nu are. Are rame cu miere, nu știu de miere are. Nu mai are puiet, dar cu miere și atât. Cam așa mi-am pregătit două familii. Deci asta și cu asta. Dar la asta o să-i mai dau niște puiet. Mai găsesc eu până ăștia pe aici câte o ramă. Și încerc să-l fac de cules. Bun. Cam asta a fost. Uite că vă arăt și lucrurile astea care poate sunt mai puțin plăcute. Decât așa să arătăm caturi pline de miere, puiet mult. Nu, mai sunt și probleme. Deci am avut 4 bucăți. Au ce bine asta. 4 bucăți care, 4 stupi care am zis că mi-au roit, dar în final 3 au fost cu probleme. Că unul avea regină. Regina bătrână era. Dar nu prea era puiet. Mă rog, așa. Și acu-i duc pe ăștia 2. Și o să mai am nevoie de 1. Nu mai am de 1. Asta-i, să mai întâmplă. Am găsit o regină moartă la camion acolo. Bun. Cam atât. Sănătate și numai bine.